În domeniul infrastructurii educaționale, la Vitomirești se află în derulare două proiecte. Primul vizează o grădiniță nouă pe locul fostei primării. Lucrările la această investiție derulată prin PNDL sunt avansate, autoritățile fiind convinse că micuții din localitate vor începe viitorul an școlar în casă nouă. Valoarea investiției se ridică la 600 de mii de lei. O clădire nouă, am demolat fosta primărie, e o clădire nouă, investiție nouă, banii de la Ministerul de Dezvoltare prin PNDL 2 și a fost o investiție care va fi foarte bună pentru liceu, adică era nevoie de așa ceva. Pentru liceenii din localitate, autoritățile din Vitomirești și-au propus să pună la punct atelierul școală, protejând astfel dotările moderne de care beneficiază acesta. În acest sens, din fonduri europene, prin programul operațional regional, au fost accesați aproape 1 milion de lei pentru construirea unei șarpante care să împiedice precipitațiile să ajungă în interiorul atelierului. E vorba de construirea unei șarpante, că este o clădire fără șarpantă și amenajarea interiorului. Investiția este undeva la 850.000 de lei și sperăm să o finalizăm anul acesta, că este imperios necesară pentru acea clădire. Cei peste 600 de copii și preșcolari care frecventează unitățile de învățământ din localitate beneficiază de spații moderne, bine dotate, iar acest lucru se reflectă în rezultatele obținute, în special de cei care au susținut evaluarea națională.